John Davison Rockefeller, recunoscut ca fiind cea mai bogată persoană din ultimii 100 de ani, cu o avere estimată la peste 340 de miliarde de dolari. Cele 12 reguli de aur ale lui John Davison Rockefeller sunt culese din cartea autobiografică Memorii, publicată de nepotul acestuia David Rockefeller, aceste reguli fiind transmise din generație în generație. Astăzi, dinastia Rockefeller rămâne a fi una dintre cele mai bogate dinastii din lume, acest lucru fiind favorizat și de alianța cu o altă familie la fel de bogată, și anume familia Rothschild. Foarte multe persoane au o atitudine ostilă față de aceste familii. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că ei știu să fie bogați, știu să devină bogați și să-și mențină averea. Și în mare parte datorită celor 12 reguli de aur ale lui John Davison Rockefeller. Fiind născut într-o familie numeroasă în care tatăl era mai mult absent, John a reușit să-și construiască un imperiu de la zero și să devină cel mai mare magnat al petrolului din lume. Prin urmare, cu siguranță avem multe de învățat de la această persoană. Doza de motivație prezintă cele 12 reguli de aur ale lui John Davison Rockefeller. Regula numărul 1. Dacă este posibil, nu lucrați pentru cineva, ci mai bine lucrați doar pentru voi. John Rockefeller s-a convins de acest lucru prin proprie experiență. La 16 ani a făcut un curs de contabilitate pentru ca apoi să-și găsească primul job într-un birou de contabilitate ca asistent. În ciuda faptului că era un băiat tânăr, a avut totuși o ascensiune rapidă în carieră, ajungând de la un asistent contabil la managerul companiei. Tânărul John și-a dat seama de faptul că dacă va continua să lucreze pentru altcineva, dezvoltarea sa se va afla pe un drum ce va duce spre nicăieri. A demisionat și a devenit partener de afaceri al unui alt antreprenor. Rockefeller a ajutat compania împrumutându-i bani pentru a ieși dintr-un impas economic, primind în schimb atât o notă prin care îi se garanta restituirea împrumutului cu dobândă, cât și un număr de acțiuni. Regula numărul 2. Puteți economisi bani căutând și găsind mărfuri mai ieftine, cumpărând produse în vrac, întocmind o listă de cheltuieli și urmând clar punctele acesteia. John Rockefeller ținea cont de fiecare bănuț. Nu își investea banii în lucruri care nu-i asigurau înmulțirea acestora. Încă de mic copil, acesta a prins perspectivele propriilor câștiguri. Prin urmare, cu banii de buzunar, reușea să cumpere dulciuri de la un comerciant local și apoi să le vândă membrilor familiei. Chiar dacă era un copil, nu disprețuia munca fizică. Câștiga bani săpând în grădina unui fermier, îl ajuta la strângerea cartofilor și îngrijea de curcanii fermei. Banii câștigați nu-i cheltuia, ci-i depozita la bancă, ceea ce i-a permis ca la vârsta de 13 ani să ofere primul împrumut cu dobândă, iar la 18 ani să devină partener de afaceri. Regula numărul 3. Dacă aveți puțini bani, trebuie să faceți o afacere. Dacă nu există bani deloc, afacerea trebuie să fie făcută imediat. Anume, prin începerea propriei afaceri, John Rockefeller a văzut o modalitate de a-și dezvolta și îmbunătăți situația financiară și a demonstrat perfect acest lucru prin exemplul său. Începerea unei afaceri, fie ea la început pe bază de parteneriat, i-a oferit acestuia ocazia de a-și crește considerabil veniturile și de a deveni un baron al petrolului. Mai mult decât atât, acesta nu a pierdut timpul în zadar, începând să se ocupe de afaceri foarte devreme. Regula numărul 4. Banii tăi trebuie să lucreze întotdeauna, să genereze venituri și să nu rămână inactivi. Creează-ți surse de venit pasiv, venit care îți va veni indiferent de eforturile tale și care îți va oferi o viață liniștită, înlăturându-ți frica de sărăcie. Treptat, John Rockefeller s-a transformat din om de afaceri în investitor. El a fost proprietarul mai multor companii mari care i-au adus venituri fără prea multe intervenții. Rockefeller a aplicat o rețetă simplă pentru a-și mări afacerile. A împrumutat bani și i-a investit, a făcut profit și l-a reinvestit. Veniturile care îți vin independent de eforturile proprii, posibilități care sunt întotdeauna limitate, îți pot oferi o situație financiară stabilă, iar o situație financiară stabilă îți poate oferi o viață liniștită. Rockefeller a demonstrat perfect eficiența acestei reguli prin propriul exemplu. Regula numărul 5. Gândiți-vă cum să faceți minimum 50.000 de dolari pe lună. Puteți mai mult, mai puțin este imposibil. Această cifră nu a fost întâmplător recomandată de Rockefeller. El considera că un om bogat nu trebuie să cheltuiască mai mult de 50.000 de dolari pe lună. Cel puțin aceasta era limita sa, de aceea a inclus-o în cele 12 reguli de aur. Regula numărul 6. Banii vin la tine prin intermediul altor oameni. Fii sociabil. Oamenii necomunicativi foarte rar se îmbogățesc.
John Rockefeller era convins că o comunicare eficientă cu oamenii din jurul tău și o atitudine binevoitoare față de aceștia ajută la dobândirea bogăției, deoarece de unul singur este mult mai dificil să obții acest lucru. Și aici ne putem aminti că în compania sa petrolieră Standard Oil, în loc de remunerație, muncitorii primeau acțiuni ale companiei. Astfel, oamenii care munceau acolo deveneau interesați de creșterea și rentabilitatea companiei. Prin urmare, erau mult mai sârguincioși, deoarece fiecare își avea propria sa parte acolo. Câțiva ani mai târziu, acest lucru a funcționat și compania a început să aducă venituri considerabile, crescând astfel atât valoarea acțiunilor, cât și averea proprietarului. Regula numărul 7. Într-un mediu cu o gândire negativistă și destructivă, chiar și cea mai ambițioasă persoană se va îndrepta către sărăcie. Este necesar să vă schimbați cercul social, îndepărtați-vă de pesimiști și apropiați-vă de optimiști și învingători. John Rockefeller a înțeles că o gândire negativistă și destructivă este inerentă oamenilor săraci. Aceștia întotdeauna se plâng și niciodată nu-și asumă responsabilități. Prin urmare, interacțiunea cu astfel de tipuri de oameni nu-ți va aduce nimic constructiv, ci dimpotrivă, te va îndrepta și pe tine către o astfel de gândire. Învingătorii dimpotrivă au o psihologie a succesului, se gândesc la oportunități, au capacitatea de a încărca și motiva pe ceilalți cu optimismul lor. Prin urmare, interacțiunea cu astfel de oameni este întotdeauna constructivă și utilă. Regula numărul 8. Sărăcia apare doar la cei care evită responsabilitatea. Nu-ți mai amâna primul pas. Pornește chiar acum către obiectivul tău, fără să cauți scuze. Adesea oamenii încearcă să-și justifice indeciziile inventând diferite motive și nu-și dau seama că astfel nu fac altceva decât să se condamne la sărăcie. A opta regulă a lui Rockefeller afirmă că nu pot exista scuze în acest caz și tot ce trebuie să facem este să ne asumăm întreaga responsabilitate pentru viața noastră. Fii ambițios, propuneți obiective și muncește pentru atingerea lor, nu renunța nicio clipă. Așa cum ne spune Rockefeller, nu există o altă calitate atât de esențială pentru succesul de orice fel, cum ar fi calitatea perseverenței. Perseverența poate depăși totul, chiar și legile naturii. Regula numărul 9. Studiază biografiile și gândurile oamenilor de succes. Dacă vrei să fii cel mai bun, trebuie să înveți cum să faci asta de la cei mai buni. Oamenii de succes se uită întotdeauna la ceilalți oameni de succes, găsind în asta un mod de a se motiva pe ei înșiși. Îi văd pe aceștia și descoperă în ei un model de la care își dau seama că au de învățat. Oamenii bogați ai lumii, prin propriul exemplu, au demonstrat cum poate fi atins succesul. Prin urmare, poveștile lor de viață și gândurile lor pot fi întotdeauna folosite drept un bun exemplu de urmat. Dacă ei au reușit să-și atingă succesul, atunci cu siguranță poți și tu. Regula numărul 10. Nu e rău să visezi. De îndată ce o persoană încetează să mai viseze, începe să moară. John Rockefeller era convins că a visa nu numai că nu este dăunător, dar este util și chiar necesar. Visurile au un rol foarte important în viața noastră. Acestea ne pot da puterea de a continua, de a merge înainte. Fără visuri suntem inerți, nu ne putem mișca și nici nu putem evolua în viață. John Rockefeller încă de mic copil visa să câștige $100,000 și și-a îndeplinit acest vis cu succes, averea sa ajungând la $1,4 miliarde la valoarea nominală din 1937. Regula numărul 11. Ajută oamenii dezinteresat, din toată inima, și acest lucru te va ajuta să-ți îmbunătățești caracterul moral. Donează 10% din venit în scopul binefacerilor. John Rockefeller toată viața sa a fost un filantrop. Încă din copilărie, obișnuit de mama sa să pună bani pe tavă la sfârșitul fiecărei slujbe, John a continuat să ajute parohia cu bani toată viața. A da a 10-a parte din venitul său era considerat de datoria și onoarea sa. Când veniturile sale au crescut, 10% se ridicau la aproximativ $100 de milioane. Prima donație a sa a fost de $30 de milioane, susținând activitățile Universității din Chicago pentru o lungă perioadă de timp. John Davison Rockefeller într-adevăr a căutat să fie o persoană bună, a încercat să ajute oamenii care au nevoie, dar cel mai mult baronul petrolului era interesat de perspective. Nu voia doar să servească cerșetorul cu pâine. Scopul său principal era de a oferi celor nevoiași posibilitatea de a câștiga bani. El spunea, o persoană cu adevărat de succes este cea care este în măsură să-i ajute pe ceilalți să-și satisfacă dorințele. Regula numărul 12. Creează sisteme de afaceri care vor lucra pentru tine și acest lucru îți va permite să-ți găsești timp pentru relaxare și pentru o viață fericită. Dacă întrebi omul obișnuit care este dorința cea mai importantă pe care o are, va spune să fiu fericit.
este o afirmație atât de generală încât poți să-ți imaginezi orice. Fiecare are varianta lui de fericire. Pacea interioară, liniștea sufletească sunt elemente importante ale stării de fericire. Pentru a fi într-o stare de liniște, de pace, avem nevoie de un acoperiș deasupra capului, o casă în care să ne simțim confortabil, alimente, medicamente, haine, timp liber și distracții. Evident, mai sunt și elementele de intimitate și socializare, un iubit sau iubită, soț sau soție, familie, prieteni și așa mai departe. Prima listă este obținută cu ajutorul banilor, lista a doua este întreținută cu bani. Oricum te uiți din orice unghi, pentru nevoile noastre, pentru o viață relaxată și fericită, trebuie să avem bani. Această ultimă regulă ne îndeamnă să nu economisim bani fără un scop anume. Banii trebuie investiți și puși să lucreze pentru a ne aduce alți bani. Și acești bani să-i folosim în beneficiul nostru și a celor din jurul nostru. Bogăția trebuie să-l facă pe om fericit și să-i ofere relaxarea și confortul necesar. Altfel nu are sens. Dacă singurul obiectiv din viață este să vă îmbogățiți, atunci nu-l veți atinge niciodată. John Davison Rockefeller.